numesc Gologan Ionuț, am 18 ani și am venit la Double Case ca să fac cursul de tranzacționare. Le-am trecut cu cursul teoretic și cursul practic. Mi s-a fost dat examenul după trecerea cursului practic. Am trecut acest examen și deja am fost angajat ca trader de brokerul Pereron. Mie mi-a plăcut cursul personal, am mai trecut niște cursuri online, am mai uitat pe internet și nu cred că se compară și mi se pare că asta este din pricina pentru că la Double Case totul se face față în față și nu se compară cu cursurile acestea online și videoclipurile informative. Da, mie mi-a plăcut, cinstit. În urma cursurilor online am avut niște goluri, dar în urma cursului de la Double Case, parcă am înțeles totul. Adică n-am avut întrebări și dacă am avut, au fost răspunse de profesorii noștri, de consultanții economici. La început a fost confuz, dar după mi-a plăcut cinstit. Mi-a plăcut partea practică, mi-a plăcut să fac tranzacții. Toată lumea poate să învețe trading-ul dacă sunt pasionați, dacă vor să facă asta și dacă muncesc. Oamenii care vor să fie mai buni, care vor să facă mai mulți bani, care vor să lucreze de acasă și care vor să aibă mai mult timp liber. Regulile pentru examen sunt un pic stricte, dar înțeleg de ce. Cel mai mult eu am avut problema cu take profit-ul, nu cu stop loss-ul, pentru că prețul ajungea aproape de take profit sau chiar uneori îl atingea și apoi se respingea din cauza la spread. Dacă nu spunești prima, eu spuneam că o dau dintr-a doua oară, eu chiar vreau să dau asta în fel. Și de câte ori trebuia să o dau, eu eram mereu gata să o dau. Îmi spuneam, adică eram gata să dau și a doua oară și a treia oară, adică eu chiar vreau asta. Pentru că eu știu de mult domeniul acesta și când am văzut reclama de la Double Case, mie cred că îmi place lucrul acesta în fel. Să stau, să am mai mult timp, îmi place tranzacționarea așa. Adică eram interesat de când aveam vreo 16-15 ani. În primul rând, mi se pare că să măresc cheltuielile, o să cheltui mai mulți bani, o să am mai mult timp liber. Mi se pare că o să am deprinderea asta mereu când mă trezesc dimineața să mă uit la calendarul economic, nu știu de ce. Eu deja o am, chiar dacă nu sunt trader. Și că eu cred că așa, că o să decurgă viața mea. Mă trezesc, mă uit la calendar, mă uit un pic ce se întâmplă acolo, pe piața internațională, deci eu fac o analiză și deja o să mai intru de vreo încă o dată pe zi, ca să văd ce profituri am făcut sau ce pierdere am avut. Sunt îngrezut deoarece am mai încercat asta, doar că nu am avut cunoștințele acestea. În fel, eu doar băgam la noroc, în fel. Mi-am deschis un cont, am pus 50 de euro întrânsul. Am trecut niște cursuri online și am crezut că sunt destul de încrezut. Adică eu știam deja de tendință și cam atât știam, nu știam de indicatori. Și mai mult tranzacționam conform tendințe, dar desigur că a fost pierderi și deja sunt familiar cu aceasta. Mi se pare că pentru unele persoane nu sunt așa de prinse ca banii să vină de nicăieri, adică să se facă așa de ușor. Chiar și părinții mei, mama mea spunea, nu te du, că o să fie așa, că o să fie așa, că o să-ți iei banii, chiar dacă erau 4 lecții gratis, dar totuși i-am convins și acum sunt unde sunt. Adică mi se pare că oamenii nu merg aici din cauza că ei cred că e prea ușor și cred că ceva nu e bine. Cred că e o minciună, dar nu este așa. Am stat și le-am explicat despre totul, despre piață, despre acolo, cum merge, că tradingul este, că mulți bani au ajuns milionari, mulți oameni au ajuns milionari din cauza aceasta. Și mie mi-au spus, bine, dacă doar cu condiția că acelea 4 lecții sunt gratis, că nu mă voi lăsa păcălit și cinstit, și eu eram un pic sceptic. Eu am făcut la Alexandrie 4 lecții gratis, înainte iarna. Și deja am venit aici și vara, când am venit a doua oară, deja părinții erau familiari cu aceasta și mi-a dat voie. Și acum, da, și acum, chiar acum înainte din casă, mi-au spus succese la interviu, succese acolo și... Adică le-am explicat, sunt familiari cu asta, am vrut să-i bag în chestia asta, le-au spus că nu cred că o să se descurce. Eu cred că pot. Fiecare poate. Oamenii de la Double Case sunt niște oameni prietenoși, te ajută mereu, îți răspund la telefon, îți răspund la mesaje, adică încearcă să-și găsească timpul ca să ne ajute. Tare faină chestia asta cu Double Case, pentru că
strâng toți traderii din Moldova sau chiar îi creează de la zero și fac să lucreze pentru Pelion. Adică mi se pare chiar fain chestia asta, comunitatea asta de traderi. Comparativ cu alți, eu n-avem cunoștințele acestea când am tranzacționat pe alt broker. Am tranzacționat pe aplicația IQ Option, mi se pare, că era printre cele mai populare și mi-a apărut reclamă. Eu nu știam nimic, adică nu pot să compar, pentru că atunci nu aveam cunoștințele acestea care le am acum cu Pelironul. Le-aș recomanda nu numai ca să lucrați pentru Pelion, chiar pentru trading în general, dacă vreți să știți mai mult despre economie, despre piața economică, cum se citesc știrile, calendarul economic. Și eu cred că multe persoane trebuie să aibă trading-ul ca un fel de hobby. Adică dacă nu vreți să vă implicați în acest domeniu cu toată concentrația, păi măcar să faceți asta un hobby, un fel de venit pasiv.